ce nu înțelegeți voi, actorii din România? Că nu sunteți nimic altceva decât niște prestatori de servicii, da? Punct! Eu am venit inițial aici să montez visul unei nopți de vară. Pentru asta ați cumpărat dumneavoastră bilet. Ei bine, aflați că până în acest moment a trebuit să schimb piesa de 4 ori. Pentru că ideea mea, absolut genială, nu a fost ok pentru mari artiști. Vor să facem spectacole din alea care voi dați banii pe bilet și toți voi să adormiți în sală. Spectacole somnifer. Cu cine să repeți, frate? Cu actorii din teatrul ăsta nu se poate repeta. Am învățat că teatrul care se face astăzi trebuie să te pună în cap, să ieși desfigurat din sală, să ieși ciuruit de acolo. Să vorbești fără să spui nimic. Să mergi fără să înaintezi. Mai bine să taci și să rămâi așezat. Regia este lucrul cel mai atrăgător pe care poți să-l faci în afara scenei. Mel Gibson. Am jucat în atâtea bălării, încât cariera mea seamănă cu o grădină de zarzavaturi. Trebuie să urăști foarte puțin, căci este extrem de obositor.